Mihalache, insist pe situația de la București, pentru că înainte de a intra, de a fi diplomat, dumneavoastră ați fost foarte ancorat în politica din România. Acum, sincer, dumneavoastră, cum vi se pare ce se întâmplă aici la București? Nu cred că v-ați desprins total de ceea ce se întâmplă în politica din țară. Mă rog, nu te desprins, mi-e greu să mă desprind și poate că într-o zi mă voi reîntoarce după această experiență diplomatică în zona politică. Pot să vă spun însă că acum n-aș face-o, pentru că mi se pare haotică, dezordonată, cu criterii de valoare din ce în ce mai îndoielnice, cu mecanisme care au devenit extrem de discreționare din punct de vedere al funcționării unui sistem democratic real, cu absența oricărei dezbateri de factură ideologică, care ar fi normală totuși, măcar la anumite niveluri ale funcționării sistemului democratic, așa era pe vremuri, când mai făceam și eu politică, nu vreau să fiu nostalgic, dar mi se pare un proces de degradare accelerată a nivelului discuției politice. Știți, noi când făceam presă și când ne întâlneam cu dumneavoastră în anumiți ani și atunci ne plângeam că vai ce rău arată politica românească. Acum, dacă faceți comparația cu acum 10 ani, parcă era totuși un pic mai spălată, ca să spun așa. Problema, discuția, toată discuția de la București în acest moment se concentrează asupra PSD-ului, care este evident, e justificat, este la guvernare, dar care în ultimii 2 ani de zile are un interes foarte clar. Președintele Klaus Iohannis reclamă și opoziția de asemenea reclamă un asalt asupra justiției în interesul unei singure persoane. Cum vi se pare, pentru că sunteți un cunoscător bun al PSD-ului, că a evoluat în acești 2 ani sub mandatul lui domnului Liviu Dragnea PSD-ul? Dați voie să nu comentez? Nu, dar nu doresc să fac comentarii despre persoane și despre lideri care au și funcții în stat, dar e clar că e un proces de, cum am spus, de dezideologizare, o fixație absurdă pe povestea cu justiția. Bun, este adevărat că orice exces generează un contraexces, după cum orice revoluție este urmată într-o zi de o contra-revoluție. Asta e dinamica societală, ca să mă exprim așa. Dar a ține o societate blocată, practic, într-o discuție infinită despre legile, justiție, amnistie, grațiere, când deschizi televizorul, vezi numai parchet, DNA, ce a făcut nu știu cine și ce va face nu știu cine. Și bun, se poate admite faptul că anumite corecții trebuiau făcute, dar aici e o dovadă a lipsei de maturitate până la urmă a clasei politice, care trebuia să se așeze la o masă și să discute care sunt limitele acceptabile ale schimbării. Repet, de 2 ani de zile nimeni nu mai vorbește de economie, nimeni nu mai vorbește de dezvoltare,
Nimeni nu vorbește de temele importante pe agenda unei societăți. Toată lumea vorbește de dimineață până seara numai despre justiție. Ceea ce, până la urmă, ține această societate blocată într-o dezbatere care ar fi putut fi soluționată prin mecanisme de consens politic, mă rog, dar poate că sunt justiția pionere. Este o temă importantă, totuși, pentru că toată lumea vrea să aibă, dacă ajunge în situația, un proces corect, de exemplu, vrea să aibă procurori sau judecători care nu sunt subordonați politicului. Este o temă importantă, dar noi discutăm despre un grup de probleme ale justiției care nu știu cât au ele de a face cu marele public. Pentru că justițiabilul din România are alte probleme. Se judecă cu vecinul, are probleme de proprietate, are probleme de... Nu toată lumea are probleme cu infracțiuni legate de corupție sau de abuz în serviciu. E un grup de oameni, un grup numericește destul de restrâns, ca să spun așa. Domnule Mihalache, dumneavoastră ați lucrat și cu Adrian Năstase, ați fost și în guvernul domnului Ponta, ambii menționați au fost președinți la PSD. Cum vi se pare Liviu Dragnea spre comparație cu Adrian Năstase și Victor Ponta? Ei, dumneavoastră vreți să mă întoarceți la castravete acum. Eu v-am spus că nu fac comparații și nu doresc să mă pronunț și ar fi și incorrect să mă pronunț asupra unor oameni care au funcții în stat. Haideți să mă pronunț asupra celorlalți care nu mai au funcții în stat și care erau totuși intelectuali. Cum vi se pare anunțul acesta? Unii de mare finețe, cum este Adrian Năstase.